Bună dimineața, sunt Alex Gurdila și vă invit la Blogojoy, rubrica în care din milioane de bloguri alegem 5 pe care merită să le citiți. Oamenii cu dizabilități nu sunt diferiți de noi, iar atitudinea noastră față de lucrurile pe care le fac ei nu trebuie să fie una specială. Acesta este îndemnul blogueriței Victoria Boțan. Ipostaza de erou e larg răspândită la noi. Zilele trecute, când am urcat în microbuz lângă universitate, un bărbat m-a întrebat: tu înveți la facultate? Răspund: da. El: hei, ești bravo. Am mulțumit zâmbind, dar am ridicat și mai mult sprâncenele. Probabil, dacă i-aș mai fi spus că în paralel lucrez, dar și duc o viață de familie activă, s-ar mira și mai mult. Spun toate acestea cu un singur scop: deși înțeleg că sunt deosebită prin situația în care mă aflu, nu mă simt diferită de alții. Mulți îmi spun că sunt bravo, că sunt puternică și optimistă. Însă credeți-mă că toate aceste calități nu fac din mine erou sau, dacă vreți, eroină. Eu doar îmi trăiesc viața așa cum îmi place și fac pentru asta tot ceea ce consider de cuviință. Detalii despre atitudinea pe care o au ceilalți față de Victoria, dar și cum ar dori ea să fie percepută, citiți pe blogul ei, boțanvictoria.wordpress.com. Șofatul, pe lângă respectarea regulilor de circulație, presupune și un grad sporit cunoașterea proceselor prin care trece automobilul dumneavoastră. Și pentru că nu toți își pot permite să cumpere zilnic 20-30 de litri de combustibil, trebuie să economisiți. Cu sfaturi la acest capitol vine Dan Iftodi. 1. La vale, mașina nu trebuie să o scoți din viteză. Motoarele mai noi de 2005 au sistem care prevede și reglează cantitatea de combustibil necesară. 2. La viteză de 90 de km la oră, consumul de combustibil este unul din cele mai bune. Raport consum-distanță parcursă. Am testat pe 3 motoare diesel. 3. La diesel e important să cunoști câte rotații pe minut motorul tău oferă, puterea maximă cu un consum minim. Dacă ai rotații prea multe, crește consumul mult, însă puterea puțin. Invers, tot nu e bine. Care sunt celelalte sfaturi, dar și dacă doriți să-i puneți alte întrebări, găsiți pe dan.iftodi.com. Zilele trecute am găsit un nou blog autohton de fashion. Doar că nu e pur și simplu o serie de fotografii cu haine noi sau sfaturi despre cum să le asortezi corect, ci chiar haine produse de tânăra fashion designer Caterina Costerina. Vă prezint o sesiune foto dedicată elementelor pe care le-am utilizat la diploma de licență. Talentatul fotograf Ivan Mihailov m-a ajutat la acest capitol. Mai jos puteți vedea ce colecție de piese vestimentare a creat Caterina pentru diploma sa de licență, cât și alte ocazii. În plus, pe blogul ei mai găsiți alte 10 de creații ale fetei, începând cu bijuterii și terminând cu setul haine. Toate le puteți vedea pe costerina.blogspot.com. Companiile din lume, incluzând și din Moldova, ar avea foarte multe de învățat de la modul de organizare a celor de la Google. Despre felul în care arată, dar și condițiile în care lucrează angajații acestei enorme corporații, citim pe blogul lui Andrei Fornea. Să vizitez Google-ul a fost într-adevăr un vis, luând în calcul că ce am făcut în ultimii 5 ani a ținut de mediul online și inovație prin new media. În principiu, spațiul verde de pe teritoriul Google este liber și accesibil tuturor. Deși aici lumea mănâncă, există și o scenă în care angajații se întâlnesc săptămânal cu CEO Google, Larry Page. Afară sunt bazine, terene de volei și fotbal, în interior săli de forță, scaune de masaj și sute de canapele moi pe coridoare. Deși multe mașini de lux sunt parcate afară, pe teritoriul companiei majoritatea circulă cu bicicletele și acestea sunt colorate. Mai multe detalii însoțite de fotografii puteți găsi pe andreifornea.com. La final de Blogojoy gătim. De data asta este vorba de un mic, dar încântător desert, rețeta căruia ne-a fost oferită de bucătăria lui Todo. Ingredientele sunt vișine și sau stafide, făină, praf de copt, unt, ouă mari, lapte, praf de sare, gem sau dulceață, smântână groasă. Încălziți cuptorul în prealabil la 200 de grade. În robotul de bucătărie mixați făina, praful de copt și untul până când amestecul începe să aibă aspectul unor fărâmituri de pâine. Sau puteți să le frământați rapid cu mâna. Răsturnați fărâmiturile de aluatul într-un bol încăpător și faceți o gaură în mijloc. Într-un alt vas, bateți cu o furculiță ouăle și laptele, adăugați vișinele sau stafidele alături de un praf de sare. Metoda de preparare este explicată detaliat mai jos, așa că intrați pe bucătăria lui Dodo și o să aflați toți pașii. Acesta a fost Blogojoy. Alături de voi, Alex Gurdila, cel pentru care cititul blogurilor este un hobby. Pe curând!